S-a schimbat ora, au scăzut și temperaturile. Teoretic, nu ar trebui să aibă vreo legătură vremea de afară cu silueta noastră, dar practic cam asta se întâmplă toamna. Ne îngrășăm mult mai ușor, stăm mai mult în casă, mâncăm mai des și nu mai facem atâta mișcare ca pe timpul verii. Prin urmare, căutăm tot felul de diete miraculoase. Mari fiica este sportivă de performanță și are un plan alimentar foarte strict și sănătos, însă nu de puține ori a căzut pradă dietelor excesive. Mari fiica, pentru a face performanță trebuie să fii foarte calculată în ceea ce privește alimentația, pentru că astfel nu îți iei nutrienții necesari. Am încercat cândva dietele respective. Înainte să fiu mai informată, mă înfometam, am simțit că îmi voi face rău pentru că apărea foarte repede efectul yo-yo, mai exact fluctuațiile bruște ale greutății. Slăbim în timpul dietei și ne îngrășăm în momentul în care renunțăm la restricțiile alimentare. Medicii avertizează că 95% dintre oameni ce țin diete despre care citesc în reviste sau pe internet își pun în pericol sănătatea. Potrivit specialiștilor, toamna acumulăm în jur de 2 kg. Acum este perioada perfectă pentru dietele detox pe bază de shake-uri sau ceai. Zi de zi mâncăm foarte multe alimente procesate, acumulăm foarte multe toxine. Prin dietele de detox ne ajutăm să eliminăm aceste toxine. O dietă detox ar putea fi ținută pe parcursul a 3 zile. Un shake de morcovi, măr, țelină, apio, lămâie și ghimbir, pentru că noi avem nevoie de nutrienții respectivi. Indiferent de regimul alimentar, medicii recomandă să adăugăm în programul zilnic și exerciții fizice, relatează Observator News.ro.